E bine că nu plouă. Astăzi este miercuri, cred. N-aveam stare acasă. O ploaie de aia mocănească urâtă de nu înțelegi nimic din ea. Și adică nici nu plouă, nici nu stă. Iar eu am venit după niște bivani mari pe Neajlov. Sper doar să dau de ei. Data trecută i-am văzut, n-au mâncat, n-au atacat, n-au făcut nimic. Sper ca ploaia asta să le ridice un pic apetitul. Intrăm pe aici și ne vedem cu primul lanseu. Haideți și cu primul lanseu. De data asta o lansetă moale, o nălucă de la mica de mică, armată cu 2 grame jumate sau 3 maxim, cred că am aici. Iar bani în cauză erau pe aici, pe zona asta. Urmăreau, dar nu. Dar nu atacau, ci veneau de pe nălucă, pur și simplu. No. Așa. Sper ca de data asta să mănânci. O lasă cadă cât mai aproape de fund, dar nu e foarte, foarte mare aici, în jur de 1,5 m, 1,80 m estimez eu. Chiar dacă plouă afară, mi-am pus ochelarii să văd dacă am urmărire, dacă vine după nălucă. Poate să fie ștucă, poate să fie bivani, nu neapărat. Da, uite-l că a venit după ea. Uite câta bivană e ferească. Doamne ferește. Deci sunt aici. Bun. Facem altceva. Ne dăm mai în spate să nu încurcăm așa. Schimb fluorocarbonul ăsta gros, spun 0,4 și fac ce n-am făcut în viața mea. O să pescuim la drop shot pe râul Neajlov. Fac montura și revin. Folosesc un fluoro de 0,4, este cel mai subțire pe care l-am la mine. Și un cârlig numărul 4, cred că este de la Camatsu, cu ochetul mai mare cel un pic. Facem nodul. Hop. Băgăm de 4, 5, 6, 7, 8, 10 ori pe aici. Nu am făcut niciodată drop shot pe flor așa de gros. Da, și tragem ușor. Umezim, ceea ce e foarte important. Și a ieșit un nod mai mult decât perfect pentru drop shot. Legăm, jos punem plumbul și am un singur plumb am luat la mine. Am fost săptămâna trecută, după cum vă spuneam, am văzut bibanii și nu atacau exact acum. Și având în vedere acest lucru, am zis să le dau motive să atace, cam 30 de centimetri de motive, așa. Da? Ia să vedem și ce gumă îi punem. Bă, ce bine era dacă aveam o gumă de aia la mine. Dar o să-i pun un cărlișe de la Bass Assassin, că nu arată rău deloc. Sunt bibanii mei și de aceea folosesc cărlige mari, nu folosesc cărlige de finețe. Uite așa. Și astea o să le jucăm pe loc. Plumb aici, cred că sunt 7 grame sau chiar 8, 8 grame. Plumbii de drop shot de la Kamatsu sunt inscripționați, ceea ce e un lucru foarte bun, ca și jigurile de altfel. Așa. Haideți să tăiem înaintașe de aici, facem repede nod de înaintaș, fac un Albright clasic, nu mă complic, matisez de 10, hai poate 12 ori la 2 și
la întoarcere de 5, 4, ceva de genul ăsta, cam la jumătate așa, și am grijă să-l bag prin aceeași gaură, prin același sens, pardon, așa, și când fac cu fire subțiri, aici în capăt, îi mai fac un nod românesc o dată, nu strâng, și a doua oară, pentru că în cazul în care nodul nu-i făcut bine, el o să se strângă singur, și a doua oară. Tăiem surplusul de ambele părți, la textil las cam 2 cm, centimetru și ceva, la fluorocarbon cât mai aproape. Și hai să ne apucăm de pescuit. Ia să vedem. Am pornit și cealaltă cameră, cam e un feeling așa că o să dau de ei. Hop. Părți. Lăsăm să cadă și jucăm pe loc năluca. Ah, a luat-o în gură. Nu cred așa ceva. Spune Luca aici aproape, dar... Da. Să-i las și mai lungă. Da. L-am văzut cum a luat năluca și a plecat cu năluca, dar nu s-a agățat. Ia să dăm pe mine în stânga. Că aici întoarce un fel apă, așa, și e multă iarbă jos. E un lucru foarte bun că am ales drop shot-ul. Partea proastă este că eu n-am simțit atacul ăsta și doar o ia în gură așa și pleacă cu ea. Nu o mănâncă cum trebuie. Sunt foarte... Ok, atins pe fir. Și când începem să vedem năluca în apă, ne uităm doar la năluca. În momentul când a dispărut năluca, e clară treaba. Și cată cât mai pe loc. Uite-l. Ce v-am spus că e ce trebuie. Nu. Ăsta e mititel, mă, față de ce am văzut eu pe aici. Da? Da, băieți? Drop shot pe Nash Love. Exact cum vă spuneam. Ia, uitați ce bibă noi frumos. A luat năluca în gură. Cum trebuie. N-am simțit, doar am fost atent la fir. Haide, hai că nu vreau să... Haide. Băi, da, ce cârlige fantastic. Da? Cu așa ceva. Și drop shot, cam 30 și ceva, aproape 40 de centimetri. Îl eliberăm și vedem dacă mai prindem încă unul. Mă, da, dintre toți... Cred că e cel mai mic dintre toți pe care i-am văzut pe aici. Probabil că cei mari sunt mult mai precauți. L-am eliberat un pic mai în stânga. Știu că nu e bine să eliberez limanii în același pe care îi prins, dar nu am unde să îi eliberez și nu prea rețin de pe nașul, de pe aici decât foarte rar. Iar bibanii ăștia care sunt așa mari și frumoși, îi lasă să-și trăiască viața. Doar dacă o ia în branchi, o ia așa, altfel. Am eliberat mai în stânga să nu vină încoace. Sper să se ducă în altă parte. Dar și aici la fel, am văzut puțin pe fir și m-am uitat în apă.
A dispărut Năluca și deodată bang, l-am văzut. Se pare că dropshot-ul... Uite! Ăsta e mai îmbrăcat un pic. Ăsta e un pic mai îmbrăcat. Încă un biban. La dropshot. Deci nu vine să cred. Data trecută am zis că fac dropshot când am venit, însă mi-a fost lene, sincer. Și nici nu cred că aveam plumb de dropshot la mine, trebuia să tai un jig. Așa a venit, se pare că a fost foarte inspirat să fac această alegere. Hai, poate mai prindem încă unul imediat. Deci e incredibil cum reacționează bibanii la dropshot. Nu vine să cred. Îl eliberăm și pe ăsta tot în partea asta. Stai, mă. Hai, du-te de aici. Lasă-mă în pace. Hai să mai am încă vreo 2-3 și mi-am făcut dumblaua pe ziua de astăzi. Doar că eu văzusem unii foarte mari. Gata și aventura pe ziua de astăzi. O lecție pentru mine, cel puțin, să întotdeauna când plec la ștucă să-mi iau și chestii de bivan după mine, pentru că nu se știe niciodată. Data trecută n-am avut, m-am dus după chitii după ștucă, n-am prins nimic. Am avut doar două urmăriri la biban, iar acum am decis să vin cu un echipament mai light, să-mi iau la mine plumb de dropshot, să-mi iau la mine năluș pentru dropshot, cârlige de dropshot și un floro, pot să zic eu, mai subțire. Am ales 0.40 pentru că este și ștuc aici și nu voiam să taie, să rămâne cu năluca în gură. Bun, sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut și să ne vedem și data viitoare. Toate bune!